Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Dovedesc ce n-am putut să dovedesc anul trecut, că pot să ajung pe echipe, doar că anul trecut n-am avut destul de grijă de mine. De felul meu, că sunt mai ghinionist. Ce faci, mă, Smiley, măi? Bine, am venit să susțin pe zidarul ăsta. Și tot mai zâmbe. Zidar, a? Zidar, a? Noi da. Ieșim noi de aici. Păi da, mă, dar el acum, știi cum, că a fost în echipe, a ajuns departe, păi da, acum are de asta. Fiță. Are fiță, dar uitați când am băgat mâinile în foc pentru el. Eu n-am făcut glatul, acum a rămas prieten de atunci. Da, atunci la bootcamp, nu? Da, am ieșit în bootcamp când am băgat mâinile în foc. Hai să nu cred așa ceva, boss. Am luat foc cu tot, cu banc. Trebuie cu ceva pe ea. Ha, mă, că n-are, mă. Paul sare, el e pompierul de rezervă, sare, vrea să-l stingă cu mâinile. Stai și. Ghinionul e cu mine, eu am spus chestia asta și o să deci, fiu... Deci, de mic a fost ghinionist. Înțepat de albine, lovit de cal, accidente de mașină, mâini, picioare rupte, asta nu mai știu numărul. Am o viață foarte palpitantă, întotdeauna când mă apuc să fac ceva, trebuie să fie ceva care să nu iasă bine. Nu vrea! Baloanele au să-mi folosească pentru un cheesecake pe care îl voi acoperi cu cupola de ciocolată. Cum am spus de la început, ceva treia să nu meargă bine, că asta e partea de ghinion a mea. Astea o să fie paharele pentru făcut focul, flambajul. Punem câte un cubuleț de zahăr ca să păstreze un pic flacăra mai puternică. Sezonul trecut, dacă tot am fost pompierul de rezervă și am băgat mâinile în foc și pe mars, sezonul ăsta trebuie să mă joc cu focul. Indiferent, și dacă rămân fără o mână, o să ajung în echipe. Sunt pregătit. Dacă luați foc, vă salvez. Nu știu de ce, dar presim, iarăși o nebunelă. Să vedem ce face. Bine, ce a făcut? Îl bat dacă nu merge mai departe. Cam ce poate să mai fie după ziua de azi? Ba, nu știu, no. Nebunie oricum. Hai. Ce v-a zis ciocolată să-ți dă? Mamă! Acum să vină surpriza, hai! Dau foc glașat. Dă-i foc glașat, urcă-și. Ia. Vrei? A luat foc, că nu văd. Da, a luat. Hai, dă și mie. Ai grijă să nu te... să nu iei foc și tu, știi? Stai așa, că mi-a luat ăsta foc. Hai că am extintorul, nu-i problemă. Hai, uite-l. Asta trebuie să se topească peste desert. Gat. Ia să văd. L-am pus bine acolo, cu zahăr. Și cu ne uităm acum. Așteptăm, băi. Arde, uite-l cum arde. Dă-n semnalul să ne vezi de departe. Trag să ajung unde tu n-ajungi. Dați-mi îmbrățări și îmbrăcați-mă în dungi. Ia, mai are un pic, hai că se poate, Haide, a luat foc floarea, Și la mine a luat foc floarea. La Cătălina a luat foc toată farfuria. Uite-mă la mine. Deci avem un desert ars. Flambat. S-arde, deja a început să arde, gata. Mamă, uite ce ciocolată mișcioadă, mânge. Și avem și o bază neagră de... ce asta aici? I'm the magician. Dar știu genul de desert. Și înghețată, băi. Da. Așa multat. Asta nu e un desert ușor de realizat, clar. Da. Trebuie să muncești un pic la el, așa ca să-l luăm. Da. O să ții minte concurentul ăsta, că m-am ars la mână. Cu cine avem de-a face? Asta este avem un... de-a face asta cu un băiat este, inventiv. Da, un piroman inventiv. Exact. Lucrează la ISU. Cred că și când era mic, am mai dat foc pe la coteț. Tu ai dat foc niciodată? La coteț? Era să dau foc la casă. Coteț. Nu, nu. Eu dădeam foc când se scutură plopii și se strânge pe lângă borbor, așa. Da. Bum, uite așa și cum se ducea. Fiu!
Da, copiii voi să nu faceți acasă, ceea că era să dau foc la trei mașini. Era de Doamne ferește. Hai să votăm piromanul. Trebuie să-l cunoaștem pe domnul. Hai. Hai că dacă nu-mi dați cuțitele, jur că vă fur cuțitele de pe banc și vă fac cu extintorul albi. Hai, frate, hai, că mă ia emoțiile să-mi bă. Bună seara! Nu știu dacă vă era dor de mine, dacă încercați să luați foc, am extintorul la mine întotdeauna. Dacă tura trecută era să luăm foc, de data asta am venit pregătit. Tu ești ăla care te-ai ars? Că nu mă știu. Exact. Nu mă, el nu e ăla care s-a ars, e ăla care a fost alergat de urs, mușcat de stupul de albine, căzut din nu știu ce, alergat exact. De mașină, călcat de mașină, căzut din tren. Cum se numește la filmul ăla care și, nu moare? Și pot să mai completez cu ceva, ce am mai făcut acum noua achiziție. M-am creat un pic tendonul la degetul mic. În feliatul. Nu, cu un cuțit. Cu cuțitul... De la cuțite. Foarte tare. La un proțap. Mi-a alunecat un pic cuțitul și mi-am tăiat 1 decembrie și am stat până în 15 decembrie fără să-mi dau seama că am tendonul de aia. Adică nici nu te mai doare nimic ăla că te-ai pățit. Ce să mai doare? Șef! Bă, tu ești ca ăla în filmele alea americane. Te împușcă ăștia, scoți gloanțele, pleci mai departe. Doamne. Exact. Tocmai de aia am și venit a doua tură la șef la cuțite. Sper ca de data asta să ajung în echipe și dacă trebuie un om indestructibil, care rezistă la accidente, la toată chestia asta? Problema nu e că tu ești indestructibil. Problema e că aduci cu tine belelele. Asta e. Păi, uite, era să luăm noi foc. Adică ce concurent s-a mai gândit? Ia, dă-mă la șef să dea foc, mai ales cu ăsta atât de mic, să le curgă pe mâini. Aducă, cine poate să-și aducă un extintor cu el? Păi da, mă, omule, dar tu asta zic, tu creezi belele. Pe ghinion nu mă reprezintă. Și din ce echipă ai vrea să faci parte? Și anul trecut am zis că tot la dumneavoastră să vreau să vin. Băi, mi-aduci belele. Nu contează. Nici mă gândesc. Dacă nu vrei ghinionul, ghinionul te vrea. Toată chestia este în felul următor. Până să ridicați cloșurile, să văd ce am făcut sau ce nu am făcut, am o surpriză pentru dumneavoastră. Aoleu. Dacă se poate. Ce, vrei să-ți rup română ceva? Nu, trebuie să vină o persoană. Care e tot la fel de ghinionist, dar văd că se dă așteptat. Unde ești, mă? Intră! Dar nu vă uitați atent! Nu vă uitați atent! Ce mă faci, mă? Dar uitați-vă cum merge! Să trăiți! Băi! Tu lipsai, băi! Voi ați bătut, voi ați băut împreună zilele trecute! Ce aveți împreună, mă? Ce-ai pățit, mă, și tu? S-a dat ghinionul de la unul la altul, mă? Un fault. A? Ce ai spus, mă? Nu mai ești, mă, la șef? Am venit, da! Vedeți pe cine am venit eu să susțin? Băi, despărțiți-vă, că o să muriți! Opriți-vă! Știi cum fac ăștia? Aia cu lepșea, ia-o tu acum, da. Ia-o tu după aia, de la unul la altul. Și chiar Gina, nu sta printre ei, mamă, că Doamne ferește! Nu știu, nu vrea în echipa mea, nu știu ce să zic! Dar nu ce vrea ai în echipa mea! Un accident la genunchi și adică. Rotula a fost clintită. I-am pus-o la loc și... Să nu zici pe ce ai lunecat, te rog. Am alunecat pe... spanac. Nu cred, unde? O cutie de spanac. Și m-am dus cu răsul în sus. Bă, frate, dacă nu mai dai și voi cu mătura, ce să vă fac, mă? Ia-ți încălțări. Ia-ți încălțări, prietene, că de-aia uniforma e sfântă. O să-mi iau. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.